за матчами Ла Лиги. Я благодарю коллег за хорошо проделанную работу. Вас, уважаемые телезрители, за внимание. С вами был Владислав Батурин. Счастливо, до новых встреч. Avui és un dia que no oblidaràs mai. Has estat una i professionalitat al camp i has fet de la teva vida un exemple de superació i de fe per molta gent. La teva força ha estat la força del nostre equip i dels teus companys. Formes part del millor Barça de la història i per tot això et volem donar les gràcies. Ens deixes lliçons per la vida com aquestes que ara sentirem. Cualquier trabajo que hagas, tienes que luchar. Si llegan momentos difíciles, necesitas apoyo de los demás. El apoyo, el ánimo, la fuerza de los demás para que te ayuden y que te empujan más a luchar. Messi, Leo, control, continúa Leo. Esa barra, Vidal, que remata. Siempre hay que intentar. Si no intentas, no sabes si puedes o no. Y a mí me sirvió mucho eso. Els teus companys han compartit amb tu moments d'alegria i moments difícils. Mai t'oblidaran. I per això volem que guardis per sempre aquesta samarreta que heu compartit. La samarreta amb la que heu guanyat la Lliga número 22 de la història del club. La del número 22 del teu dorsal. Una Lliga que serà recordada com la Lliga del Tito i de la Vidal. Amigos que están aquí hoy, que han hecho el viaje para mí. Sunteți cei mai buni din lume, le mulțumește tuturor prietenilor care au venit aici pentru el. Siguranță minunea aceasta de fetiță mai mică nu înțelege. Acum însă peste ani va realiza și Visca Catalunya. Încheie cu Visca Barça, Visca Catalunya. A pregătit și el ceva, are și el un mesaj. Eu cred că acolo este tricoul acela pe care l-au purtat toți, care va rămâne alături de celălalt tricou rămat. Había prometido a una persona que lo llevaré aquí en el medio del campo para una ovación grande, que es mi primo Gerard, que él merece más que yo el aplauso. Da, merită mai mult decât mine aplauzele voastre. Vărul meu Gerard Iniesta e și el emoționat până la lacrimi. Este într-adevăr un moment... Da, și exact la acel număr 13 este porecla vărului său. Aproape că plânge și Iniesta, e foarte greu să-ți stăpânești emoțiile în acest moment cu adevărat memorabil la finalul unei stagiuni memorabile pentru Barcelona și Erika Vidal. Que pasa? Pui, por favor.
una palabra para todo aquí. El llamo pe capitán. Capi, capi. Păi el nu vine direct, trece prin nu, fața... Trage de timp, încearcă să aleagă drumul cel mai lung abrara. Pe circumferința cercului. Nu. Până la urmă se decide... A, nu, s-a dus să le spună ceva. Pregătesc o surpriză pentru Abidal, așa cum au făcut-o și în 2011 după câștigarea UEFA Champions League. Este purtat pe brațe de cu echipierii săi. Nu mai e loc pentru cuvintele lui Puyol. Capitanul Barcelonei va avea timp să vorbească cu fanii săi. Da, important... Pentru că o mai mult decât 100 de cuvinte. Nu mai o fotografie. Acum este momentul ultimei îmbrățișeri în calitate de coechipieri ai lui Abidal pentru toți cei care au pus umărul acest al 22-lea titlu în istoria Barcelonei, cifra de pe aceste tricouri de mulțumire. Și momentul se va încheia cu un culoar, un pasillo pe care jucătorii Barcelonei îl vor face pentru Abidal. La ieșirea lui de pe Camp Nou, de pe gazonul stadionului Camp Nou, pentru ultima oară ca jucător al Barcelonei. Poate va reveni aici ca adversar, va fi primit cu aceeași dragoste, cu aceleași aplauze de suporterii pentru care a reprezentat un adevărat exemplu, un adevărat model în ultimii 2 ani și jumătate, groaznic de grei din viața sa. Pleacă întotdeauna cu o glumă, a fost unul dintre cei mai veseli oameni ai vestiarului catalan în acești ultimi 6 ani. Pe acordurile lui Camp del Barça, imnul clubului catalan, aplaudat de toți coechipierii și de toți spectatorii de pe Camp Nou, Abidal se retrage de la Barcelona și e multă lume care își stăpânește cu greu lacrimile după acest moment cu adevărat unic, emoționant. Da, au fost 6 sezoane în care Eric Abidal a câștigat 15 trofee, însă a câștigat mult mai mult un loc în inimile tuturor suporterilor Barcelonei și nu numai ai suporterilor Barcelonei, și tuturor celor care au urmărit efortul său formidabil, lupta sa pentru, în primul rând, cu viața și apoi cu fotbalul.